După un început de an furtunos pentru românii care au credite în franci elvețiene, au început problemele și pentru cei aproximativ 5.000 de români care au împrumuturi în dolari. După mai multe creșteri ale cursului, moneda americană a explodat și a atins un nou record de 4,12 lei. Iar efectul se vede din datele oficiale care arată că pe zi ce trece, restanțele românilor datornici cresc îngrijorător. Povestea împrumuturilor în dolari pare să fie trasă la indigo după problema creditelor în franci. Mulți români s-au îndatorat la bănci într-o perioadă în care dolarul avea cea mai mică dobândă și părea o monedă stabilă. Astăzi, cursul a crescut din nou și a atins maximul istoric de 4 lei și 12 bani. Marea majoritate a creditărilor, evident că au fost înainte să apară pe piața împrumuturilor franco-elvețian, respectiv în perioada 2003 și 2006, început de 2007. S-a început o creditare în urmă cu foarte mulți ani, undeva la 1,5 lei pentru un dolar american. Însă cei mai mulți români și-au luat credite când dolarul era cotat undeva la o medie de 2 lei. Pentru aceștia, ratele s-au dublat în doar câțiva ani. Plăteam o rată aproximativ de 800 de lei și acum se ajunge aproape la 1600. E foarte mare cursul acum. Și chiar să le dăm apartamentul, tot am rămâne datori. Nu știu cât o să putem să ne mai descurcăm, avem și doi copii mici. Chiar și pentru cei care au rate mai mici, suma pe care trebuie să o dea lunar băncii a crescut cu aproximativ 8% de la începutul anului și până acum. Spre exemplu, pentru o rată de 500 de dolari, diferența a ajuns la 160 de lei. În momentul de față, BNR nu poate să spună o cifră concretă decât pentru cei care se află în continuare cu creditele la zi. Numărul oficial ajunge la aproximativ 5.000 de împrumutați, iar creșterea puternică a restanțelor mai vechi de 30 de zile este un semn că datornicilor le este tot mai greu să-și achite ratele. Ultimul raport al Băncii Naționale a României arată că restanțele la creditele în dolari ale persoanelor fizice au ajuns în luna noiembrie 2014 la 71,4 milioane de lei, adică cu 13% mai mult față de luna octombrie și cu peste 100% față de aceeași perioadă a anului 2013. Dolarul a înregistrat al cincilea record consecutiv după o creștere care a început de săptămâna trecută. Banca Națională a României a anunțat și o creștere a francului, dar moneda europeană a rămas la un curs de 4,44 de lei.